asta, dragii mei. Sunt foarte emoționată pentru că pe domnișoara pe care o am astăzi invitată n-am văzut-o de vreo câțiva ani buni, de când ai terminat liceul. Da, atunci. Atunci era o fetiță și acum e o fetiță, dar arată deja ca o cântăreață de operă. A, mulțumesc! Arată superb, Anca Bratu, invitata noastră, stimați telespectatori, ați mai văzut-o în anii din urmă la mine în emisiune, dar a fost o plăcere deosebită să o revăd și să văd Ancuța că arăți superb și atunci arătai, dar erai ca o fetiță. Acum ești deja, arăți ca o cântăreață de operă pe care abia aștept să o văd pe scenă. Bună seara! Bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu tot dragul, pentru că îmi face plăcere să prezint telespectatorilor oameni ca tine care n-ai dezmințit faptul că ești prin nimic din ce ai făcut, că ești un copil deosebit, o domnișoară deosebită și un artist deosebit. Hai să luăm puțin da capo de la clasa 9. Tu atunci, deci ai învățat la Colegiul Național Alexandru Ancuza și erai una dintre favoritele noastre, spun ale noastre, ale colegilor mei, ale profesorilor, pentru că erai foarte, foarte serioasă la toate obiectele, învățai foarte bine. Mă bucur să aflu că eram favorită. Am încercat, am făcut tot posibilul să îmi fac treaba de elev. Îți plăcea să fie eleva, Anca? Da. Da? Da, și nu prea? Da, e un da împărțit, așa. Da, un da împărțit, da. Mi-a plăcut să fiu elev, fiindcă mi-a plăcut să învăț. Și, în general, îmi place, sunt pasionată de multe domenii. Și care îmi place sunt să aflu mult. Domeniile de care ești pasionată? În general, cel mai mult sunt pasionată de domeniile artistice, dar îmi place să aflu multe din toate domeniile. Da, din literatură, chiar și din domeniile științelor, biologie, fizică, chimie. De altfel, tu, pe lângă faptul, Anca, stimați telespectatori, este studentă la conservator, la canto, așa cum și-a dorit, dar pe lângă activitatea ei artistică, Anca este scriitoare și o scriitoare de marcă. Noi v-am prezentat primul ei roman. Cum se numește, Anca? Sarah Golden și Piatra Vieții. Așa. Ce te-a determinat pe tine să scrii cartea aia așa de frumoasă? Nu prea știu exact ce m-a determinat, că eram cam copil când am început-o. Așa, erai copil, da, dar foarte frumos că te-ai gândit. Da, te rog. Cred că o influență pe care pot să o identific a fost faptul că eu, tot copil fiind, am citit, cred că normal, Harry Potter. Așa, cum citesc tot copiii acum, exact. Da? Și mi s-a părut fantastic, pentru că era o lume cu totul diferită, vorbim despre magie, normal. Și era o lume care m-a inspirat că se poate crea și altceva. Cumva o lume în care am putea evada uneori sau o asta lume... Asta vreau să spun, o fugă de realitatea, da, care nu totdeauna îți plăcea. Da, da? E și, da, asta, dar și faptul că e mai mult, o lume în care există magie, e mult mai colorată decât realitatea pe care o vedem în fiecare zi și m-a inspirat să creez o lume a mea. Deci Cred că a fost o fugă, castelul tău de Fildes, exact, știi? Exact, da? Poate și o experimentare, cumva. A avut succes cartea, din câte știu eu. A plăcut foarte mult. Eu aș fi vrut să citim câte un pic în fiecare zi din ea, dar nu am în program așa ceva și la noi programul se stabilește împreună cu CNA-ul, trebuie să ne dea acordul, adică e... Dar în principiu m-ar fi încântat să le citesc copiilor câte 5 minute pe zi. Ce frumos. Din această carte. Să vedem dacă putem să ne adaptăm la grila de program cu așa ceva, ar fi foarte frumos. Bun, asta a fost în ce clasă? În clasa 11-a parcă ai publicat cartea sau a 10-a? Da, am publicat-o la începutul clasei a 11-a. La începutul clasei, vezi că țin minte, așa, exact. Și am fost și la lansare și am și prezentat, am făcut o emisiune, da. Atunci când am lansat-o, trecuseră deja, mi se pare, vreo 4-5 ani din momentul în care am început-o. Dar, normal, a trebuit să o
mai aranjez, să o mai corectez pe parcurs, să s-o aduc într-o variantă de publicare. Și ai adus-o, slavă Domnului, într-o variantă de publicare care a fost foarte bine primită de public. După această carte te-ai gândit să continui cu activitatea ta literară? Da, m-am gândit. Am simțit mai degrabă, pentru că nu mi-am, așa cum am și început să scriu, nu a fost ceva plănuit. Așa că mai mult a fost un impuls, ceva de care am avut nevoie. Așadar, da, am simțit să continui. Și ai continuat? Am continuat. Da. Am în lucru un volum al doilea, o continuare a poveștii pe care am început-o cu personajul Sarah Golden. Nu, n-am terminat încă, pentru că am mai puțin timp acum de scris decât aveam atunci, dar sper că o să termin. La un moment dat o termin. Spune-mi, te rog, Anca, când te-ai hotărât, de fapt tu ai cântat și în școală, tu aveai o voce foarte, adică ai o voce foarte frumoasă pe care ți-o cultivi acum la o facultate de specialitate, la conservator, dar când te-ai hotărât ca să dai examen la conservator? Tot timpul ai avut în plan acest lucru sau pofta s-a creat mâncând, cum se spune, după ce ai început să cânti în public? Și. Cred că s-a creat pofta în timp ce eram, de fapt, elevă la pian, eleva doamnei profesoare Colavini. Și pe măsură ce eu am crescut, cred că odată cu maturizarea, aproape maturizare, că eram totuși tot copil când m-am decis că asta vreau să fac, vreau să cânt. Tot cam impuls a fost. A fost impuls. Da, multe lucruri la mine sunt impuls, mai puțin plănuite. Da, da, ai noroc foarte mare de familia ta, de mama, de doamna doctor Bratu, de care nu te-a influențat cu nimic. A spus, fă ce-ți place ție mai mult. Din potrivă, m-a ajutat foarte mult. Te-a ajutat foarte mult. Da, mă sprijină mereu. Te sprijină pentru că a văzut, să știi că nu mulți părinți sunt încântați să-i sprijine pe copii pentru niște meserii care nu aduc imediat bani. Majoritatea spun, domnule, eu sunt medic, vreau fata mea să fie doctoriță, să muncească, să câștige. Nu, în cazul doamnei doctor Bratu, și o felicit pentru asta și sper să fie exemplu și pentru alți părinți, ți-a remarcat imediat aptitudinile și a spus, acolo să te duci, unde te-a lăsat Dumnezeu cu aceste aptitudini, nu? Da. Nu e așa că, da, da. Aici sunt mai multe chestiuni. Mama, în primul rând, pot să spun că s-a făcut medic din pasiune. Și așa cum a spus și ea, dacă e să fii medic, trebuie să vrei să fii medic. Și atunci nu m-a influențat niciodată. Tu faci medicina, fiindcă așa am făcut și eu. Nu ți-a spus niciodată. Niciodată asta. A vrut să îmi urmez ceva din proprie inițiativă. Știu. Știu și o felicit pentru asta, și pe mama și pe tata. Și eu. Și tu, da. Și tu. Iar a doua chestiune este că, odată ce am vorbit despre pasiune și de proprie inițiativă, eu i-am spus că asta vreau să fac și am fost, niciunul din părinții mei n-a fost prea încântat la început. N-a fost încântat. Nu, nu, nu. Dar pentru că aveau în minte pentru mine niște meserii mai practice, mai practice, că au fost și ale lor. Da, da. Dar când am rămas hotărâtă mai multă vreme pe această meserie, și-au dat seama că eu asta vreau să fac și că sunt deja hotărâtă și nu e doar o glumă sau un mop sau ceva trecător. Iar atunci m-am susținut. Păi prima ta apariție la mine în emisiune a fost prin clasa 12-a sau... Nu, a fost cu cartea. Da. Cu cartea. Aia a fost prima, mi se pare. Cred sau... că da, prima a fost. După care am făcut o emisiune în care ne-ai și cântat și te-a acompaniat Dumitriu. Foarte bun pianist și un băiat deosebit. Bun. După care noi am rupt un pic relația, între ghilimele spus rupt relația, pentru că tu ai plecat la facultate. Am plecat. Și ai fost ocupată și tu, a venit pandemia, care ne-a ținut izolați foarte tare, că altfel nu scăpai de mine așa de ușor, să știi, dar din cauza pandemiei a trebuit să cam rup anumite legături, știi, pentru că nu aveam voie să... Chiar cum ai făcut școala în această perioadă de pandemie? Păi... La început, când a fost carantină, cred că
acum un an și jumătate, da, cam așa. Ai stat acasă. Da, toată lumea, toate facultățile s-au închis pentru ultimul semestru și toți am stat acasă. Și nu făceați ore deloc, nici online? Nu făceam, făceam online. Era o diferență destul de mare să treci de la fizic la online. Dar ore de canto cum le făceai? Tot online, n-aveam altfel. Și făcea doamna profesoară, cu cine lucrezi? Cu doamna profesoară Soreanu. Cu doamna profesoară Soreanu, soțul doamnei nu e pianist? Nu. Făcea ore cu, numai cu tine online, că la canto nu poți, sau la instrument nu poți să faci cu cinci odată, cu un singur elev. Nu, sunt singur elev. Era cam la fel ca în programul fizic, numai că era trecerea în online. Eram tot ore individuale făceam, dar... Individuale, dar nu se aude bine vocea, e altfel când ești... E cu totul altceva. E cu totul altceva, e, nu? Da, a fost altceva. Cum aș face ore online la vioară? Cum să fac ore online? Cu copii mici mai ales. Da, cu copii mici e și pentru că trebuie să le așezi mânuțele. Da. Să le... Aici este... Cum să faci online? Ține degetul nu știu cum, păi nu înțelege pietul copii. Da. Ți s-a băut o tragedie faptul că a făcut această... Eu m-am descurcat cumva. Cred că noi am fost un pic mai norocoși pentru că eram deja la facultate fiind într-un stadiu un pic mai avansat. Și eram anul 2 pe atunci. Înțelegeam cumva la ce se referea doamna profesoară când îmi spunea ceva sau când îmi spunea cum ar trebui să se audă. Mă descurcam cumva. Te descurcai cumva, dar altfel, da, sigur. Altfel. Și mie mi-e frică să nu se închidă de nou toate școlile după invazia asta de virus înfiorători. Se vorbește de o închidere din nou a școlilor, asta e cumplit. Ar fi destul de rău, cred, să se închidă iarăși, mai ales școlile. Tu ești anul 3. Anul 4 am trecut acum. Doamne, tu ești în ultimul an, ești. Da. Doamne, câți ani ai reușit să faci cu prezență fizică? 1 și 2? Nu, 1, jumătate din 2, iar apoi ne-am întors în al treilea, dar am făcut hibrid. Am făcut așa, online așa, și așa, așa, da. Dar am avut noroc pentru că noi am putut face toate cursurile de canto și clasa de operă fizic. Fizic. Da. Celelalte cursuri, mă rog, le făceați celelalte... online. Da, teoretic. Spune-ne, te rog, telespectatorilor, ce alte cursuri în afară de canto studiați voi la conservator? Voi, noi, că și eu tot conservator am făcut și am făcut vioară. Ei bine, în afară de cursul principal de canto, mai este un curs, clasa de operă, unde noi trebuie să punem în scenă toți. Deci actorie, sigur, un fel de actorie. Da, am făcut actorie separat în primii 2 ani de facultate, dar apoi am trecut la clasa de operă unde și cântăm, nu e doar actorie. Și punem în scenă, toți studenții de la secția canto, punem în scenă o operă sau cât putem să punem în scenă. În pandemie a fost altfel pentru că a trebuit să lucrăm mai puțin și am făcut duete, terțete, în general duete. Duete? Da. Dar ai cântat în vreo, adică ai avut un rol în vreo operă? Foarte micuț. În primul an de clasa de operă, înainte de pandemie, eram în anul 2 la început, noi puneam în scenă Sora Angelica. Oh, ce frumos! Foarte, da, frumos! Super, da, super, da! Iar eu eram conversa. Da. Eram una dintre surorile acelea care întârziau, da, da, și trebuia să-și ceară scuze și să ceară, într-adevăr, o pedeapsă pentru, de la Maica Stareță. De la Maica Stareță, da. Pentru încălcarea regulilor. Da, dar în aceste... ai avut un recital de canto? Da, am avut. Bine, mini-recital. Mini. Unde? La Brașov? La Brașov. Cum ți se pare? Da, cu ce anume? Ce ai cântat la recitalul respectiv? Eram în anul 3 când am început iar să facem recitaluri și în primul semestru, e adevărat, n-a fost chiar un recital, a fost ceva înregistrat, iar noi am pus pe rețelele de socializare sau pe platforma universității. Atunci eu am cântat Manon. Oh, ce frumos! Adieu, notre petite table, masnet. Masne, ce frumos! Foarte cred că frumos. Ai o profesoară care știe să adapteze piesele după stilul pe care îl are fiecare. Asta e foarte important, e să foarte știi. Important. E foarte important. Că dacă ți-ar da să cânti, eu știu, să faci Evgeni Onegin, nu știu dacă te-ai descurca, pentru că tu ai alt... mi-a venit așa în minte, sau Wagner. Wagner, cu siguranță, nu? N-ai putea, sigur că, da, deși mie Wagner îmi place grozav. E superb. Superb, dar...
Știi ce se întâmplă? Nu știu dacă ai observat, dacă ai ascultat mai... Wagner poate fi cântat foarte bine de nemți. Oh, da. De nemți, da, da, de cântăreții nemți care sunt foarte buni. Da. Dar nu ți s-ar potrivi, pe când Massenet se potrivește foarte bine, de exemplu. Da, cumva opera franceză a fost o potrivire și din punctul de vedere al limbii, pentru că mie îmi place foarte franceza. Da, da, știu că tu așa te-au și descoperit, doamnele, de doamna... Doamna profesoară Coatu. Coatu. Da. Când ai cântat ceva în franceză și a descoperit că ai și o voce superbă și ai fost la un... concurs, da, parcă. Concurs, da, doamna, da, da. Doamna profesoară m-a sfătuit să merg la acel, da, concurs, da, la Franco, da, Chanson. Da, Franco Chanson. Da, și a, da, fost o experiență foarte frumoasă, într-adevăr. Și ai de gând să continui cu muzică, franțuzească? Da. Da. Da, e o potrivire și din punctul de vedere al limbii, cum am spus. Și al stilului. Ce da, și al stilului, și al stilului vocal. Sigur că la stilul vocal m-am referit. Exact. Da. E o potrivire. Și este foarte important ca profesorul respectiv, indiferent de pian, vioară, voce, să recomande piesele care se potrivesc persoanei respective. Neapărat, da. Da. Și acum tu ce ai în plan să faci? Deci termin conservatorul. Doamne, nu se poate, e ultimul an. Cu ce ai să-ți dai licența? Te-ai gândit încă deja? Îmi pregătesc repertoriul de licență. Ce vă se cere vouă la repertoriul de licență? De exemplu, la canto. Nouă ni se cerea la vioară, da, piesă clasică, piesă, adică un concert eventual, o parte din un concert, piesă preclasică, piesă românească, ceva vreo patru piese trebuia să cântăm, voce li se cere. Cam la fel e și la noi, pentru că noi la final vom da un repertoriu de... vom cânta un recital de licență și acela va fi 45 de minute, cam așa. Da, cam așa, cam o oră cântam și noi, da. Dar acela doar cu arii, iar apoi mai trebuie să facem un recital de vreo 25 de minute doar cu liduri. Cu liduri. Deci e separat. Ai început să cânți liduri? Da. Da, ce anume? Schubert sau altceva? Schubert nu prea am cântat. Am cântat liduri românești, doamna profesoară insistă. Enescu sau ce? Am cântat Bredicianu. A, Bredicianu, da, da. Mult am cântat. Știu Bredicianu, mi-ai cântat și mie, parcă, da, da, da. Aia cu florile sau nu știu ce... Câte flori pe... Oh, da, 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 cred. Așa, Doina Stâncuței ai cântat-o și ce ai mai cântat altceva de Bredicianu? Cine mă aude cântând? Așa, pe asta, da, l-am făcut anul trecut. Da. Visul de... Dar asta nu e de Bredicianu. Mi se pare că e... Nu știu de cine. Nu știu. Sper să nu spun prostii. Dacă nu contează, da, da. Deci ai cântat... Cine mai de mult că cântat. Știi că are și Enescu liduri foarte frumoase, foarte dar foarte grele. Foarte grele, asta vreau foarte să spun. Grele, foarte grele. Enescu, în general, da, este greu de cântat. Da. Dar lucruri foarte serioase, foarte profunde, foarte, da. Poate îl abordez la master. La master? Da. Ai vrea să cânti un lead de Enescu? Ar fi frumos. Da, mi-ar fi, da. Ar fi frumos. Da. Și Schubert, de ce nu? Încă nu mi-a dat doamna profesoară. Nu ți-a dat doamna profesoară. Alte lead-uri am făcut. Alte lead-uri. Știi că Schubert e părintele, da, lead-ului. Da, 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 da. Bun, și în afară de lead-uri, spune-mi ce anume mi-ai cântat, că chiar mă interesează. Păi, am luat-o pe perioade, ca programa, în primul an. În primul an, da. În primul an am cântat predominant preclasic. În al ce doilea, anume? Am cântat Handel. Monteverdi sau Handel? Monteverdi n-am cântat, Handel am cântat Monteverdi mai mult. Monteverdi super, să știi. Da, super, e foarte frumos. Da. Handel, da, Handel. Și Handel, da. Handel la mine, cu Handel nu a fost o poveste foarte drăguță la mine. De ce? E foarte frumos, dar nu e potrivirea ideală. Nu e. Mai curând Monteverdi, să știi. Probabil. Italian, știi? Și da, muzica, da, 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 italiană, da, da, e, da, e mai, da, mai mult ți se potrivește, da, da. Și Vivaldi ți s-ar fi potrivit. Probabil, da, acolo trebuie să lucrez foarte mult pe respirație. Pe respirație, da? În anul... Ok, a fost mai predominant Handel în anul întâi. În anul doi a fost Mozart. O, ce frumos! Ți se potrivește frumos. Mozart? Mozart, da. Mozart, da. Deși e neamț, ți se... austriac e, nu-i neamț, ți, da, se potrivește foarte bine. Ce anume ai cântat din Mozart? Susanna, Despina... Frumos, da? Rolurile mai micuțe, de început. De început, bineînțeles. Și de antrenament. Da, și în anul trei? În anul trei am trecut la romantism. Am cântat Massenet, am cântat Manon și Sophie din Werther.
un pic repertoriu mai spre bel canto. Verdi? Verdi am cântat doar a doua aria Gildei, Tutte le feste al tempio. Ai cântat asta, Am cântat-o pe asta. Da, Verdi e foarte... Verdi cred că ți se potrivește, nu? Depinde de rol. Depinde de rol. Să nu fie un rol dramatic, da. nu ți se potrivește. Dramatic nu prea. Da. Poate ca și caracter, dacă aș lucra... Aș reuși să intru în profunzimea rolului, dar vocal, deocamdată, nu. Dramatic, nu. Da. Gilda, cred că mi s-ar potrivi. Poate trebuie lucrată, ca rol mai târziu. Ai de gând să faci operă, da? Da. Da. Spune-mi, și în afară de cursurile stricte de canto, de operă, de... Ați făcut teoria muzicii, istoria muzicii? Oh, da. Facem. În afară de... cursurile de specialitate, facem teoria muzicii, armonie, contrapunct. Ce se face în conservator, muzici, da. Estetică, forme, facem. Deci asta făceam și noi, pentru că foarte multă lume crede că la conservator, și că ai la te duci și cânti, e nu chiar așa. Știu! Da, știi care e mentalitatea. Sunt niște cursuri foarte grele, istoria muzicii, care merge mână-mână cu istoria universală, nu? Da, da. Acolo și literatură, și pictură, și de toate. Da. Dar și vreau să se știe, pentru că aș vrea să scot din mintea oamenilor că... Îmi spunea o doamnă că a avut fetița ei nouă la muzică. Haideți, doamnă, și la muzică nouă! Da. Da, pentru... Da, vezi, asta este mentalitatea. Tu știi că eu fac mai mult istoria muzicii cu copiii. Da, da. Să faci teorie într-o oră, asta e o stupizenie, știi, când am... Da, dar, mă rog... Cam și mă gândesc la, la liceu, la un profil real sau uman, deci nu muzică sau artă principal. Astea le-ar fi, cred că, mai de folos. Sigur să știe istoria. Da. Sigur că da. Păi a fost... și să le pui muzică, să asculte. Exact. Oamenii da. Nu ascultă și de aia nu le place. Da, că, da. E o drângăneală de aia. Depinde ce asculti. Da. A fost odată o doamnă din Ministerul Învățământului, acum vreo 10-15 ani, nu mai știu câți ani sunt de atunci, și am făcut o emisiune cu doamna respectivă și cu inspectorul care era la inspectoratul școlar, șeful inspectoratului. Și îi spun, doamnă, știu că o să-mi trimiteți inspecție de la minister, dumneavoastră probabil că de inspecție de aici, dar să știți că eu nu sunt de acord cu manualele astea de muzică care îi îndepărtează pe copii de muzică. Îi pui în clasa 5-a să bată măsura, când ei n-au, dintr-o clasă, dacă au ureche muzicală, 12, eu știu, 12 copii, 15 copii. În gândul meu să vezi ce îmi spune doamna, la care doamna spune, doamna aveți dreptate, că și pe copilul meu îl terorizează o profesoară cu niște, cu solfegii, cu ce e asta, când n-ai decât o oră pe săptămână, n-ai un pian în clasă, n-ai cum să le... Așa că și eu cred că am mers bine pe ideea de istoria muzicii, să știe cine e Beethoven și cine e Mozart și cine... Nu? E până la urmă cultura generală. Spune-mi, Ancuța, ce părere ai despre cultura generală? E folositoare unui om? Și de ce este folositoare? Că mulți nu dau atenție. Și din ce în ce mai mulți. Din punctul meu de vedere e foarte folositoare. Dar eu vorbesc asta... din perspectiva cuiva căruia îi place efectiv să cunoască multe. Așa că nu știu dacă pot să spun neapărat să dau un sfat altor oameni, dar pot să spun cu ce m-a ajutat pe mine. Cu ce te-a ajutat pe tine? Îmi dă o viziune completă, sau completă e mult spus, dar o viziune mult mai largă asupra vieții. Vieții în general, asupra lumii în care trăiesc, asupra... Pentru că, la un moment dat, ai impresia că toate lucrurile se leagă și înțelegi mult mai ușor, înțelegi mult mai multe, judeci altfel, privești oamenii altfel. Da, și ai o altă percepție despre trecerea timpului, care n-a trecut degeaba. Oh, da! Care n-a trecut degeaba și care n-a lăsat niște lucruri imense. Exact. Și eu asta știu, mă rog lui Dumnezeu, spun, Doamne, ne-ai lăsat atâtea minunății, dă-ne la toți posibilitatea să ne bucurăm de ele. Da. Nu? Mai este nu? Și lucrul ăsta exact, că atunci când cunoști mai multe, poți să apreciezi diferit oamenii. Sigur. Și să interpretezi și oamenii să-i apreciezi. Da. Oamenii pentru ceea ce fac. Fiecare pentru om, pentru fac. Domeniul în care activează.
inclusiv noi artiștii. Sigur, poate. Sigur, categoric da, categoric da. Da. Spune, Mancuța, cum te-ai acomodat vieții de studente? Unde locuiești? Ai un apartament, mi se pare. Stau într-un apartament în chirie, în Brașov. Cu chirie, da. Stai singură. Da. Stai singură, da. Da. Bun. Sper că nu foarte departe de conservator. E totuși destul de departe. Conservatorul e în centrul vechi, iar eu stau cam la periferie. La periferie. Dar sunt multe autobuze și ajung destul de... Deci ai cu ce să ajungi. Circulația e fluentă în Brașov, da. În fericire. Și spune-mi, te rog, cum te-ai acomodat faptului că ai plecat de acasă, în primul rând? A fost greu la început? La început nu a fost prea ușor. A fost greu, nu? A fost un pic greu, pentru că... Îmi aduc aminte de mine, aoleu, ce greu mi-a fost. Da! Ți era dor de mama, ți era dor de tata, nu? Sigur. Da. Și mi-era dor să fie cineva în casă pe lângă mine. Da, ți era greu să fii singură, da? Da, pentru că eu sunt tot timpul învățând aici, acasă, fiind în perioada școlii și a liceului. Când am ajuns într-un oraș străin, la facultate, și am stat singură, că trebuie să mă și descurc singură, a fost o diferență destul de mare. Și ce mâncai? Te duceai la restaurant? Sau aveam și cantină, din fericire. E cantină, da, la conservator. Da, o cantină foarte bună. Da, sunt lucruri bune, da? Da, da. Asta este este foarte important, că nu te văd eu stând cu tigaia în mână și făcând... Sau îți mai făceai din când în când, așa că... De nevoie. De nevoie, de da. Nevoie. De nevoie, da? Știi să gătești? De nevoie. Îți place să gătești? De plăcere nu prea iau eu tigaia în mână. Da. Bine, asta așa, am trecut așa un pic și prin asta. Am colegi, în schimb, care le place să gătească. Da? Da, da. Și observ că gătitul, dacă îți place să gătești și... ca orice lucru, dacă ai o pasiune pentru el, poți să faci ceva fantastic din el. Așa că... Sigur! Nu o să spun. Mie îmi place să gătesc, să știi. Eu sunt zodia peștilor. Tu ce zodie ești? Balanță. Tu ești balanță, ești mai de echilibru. Eu sunt, și peștii sunt, într-adevăr, mai preocupați. Câteodată, când am timp, că fac și eu ca tine, și de nevoie, dar și de plăcere gătesc, să știi. Foarte bine. Și să inventeze așa niște chestii, e foarte interesant. Mai ales cu inventat. Nu? Da. Sigur că da. Spune-mi, tu ne-ai pregătit ceva pentru telespectatori să te asculte cântând, că e foarte important. Sigur. Am pregătit câteva înregistrări pe care am zis să le valorific. Da, sigur. Pe care le-am făcut în timpul ăsta de pandemie. Da? Da. Ce anume ai pregătit? Îmi dai un CD, văd? Da. Da? Cu ce anume? Scrii aici ce piese sunt? Nu sunt scrise pe CD, nu cred că am avut loc să le... Sau am scris... Nu, nu am avut loc să le scriu. Sunt două înregistrări din anul al doilea, când lucram Mozart. Una dintre ele mie foarte dragă, pentru că e prima pe care am făcut-o cu regie. Așa, și am făcut-o singură. Da? Da, pentru că nu ne eram singuri acasă și fiecare trebuia să-și înregistreze momentul pentru examen. Și pe mine m-a ajutat, cumva, mie îmi place să lucrez singură. Îți place? Da. Da. Da? Da. Pentru am spațiul și timpul meu. Și intimitatea da, ta. Da, și intimitatea mea. Și imaginația ta, și pe care nu ți-o tulbură nimeni, da. Nu? Dacă e singură, nu? Da. Și ce piesă ai? In Uomini, in Soldati. Oh, ce frumos. Foarte frumos, eram Despina. Da. A doua este Venite în genochiatevi, eram Suzana. Iar a treia este, din anul 3, Adieu, notre petite table, era Manon. Superb este Manon. E foarte frumos. Superb este. Da. Domnule, repet, sunt atâtea lucruri minunate pe lumea asta și... Sunt. Și așa de rău îmi pare când îi văd pe unii, că nici nu că nu le place, dar nici nu vor să asculte, da. Nu interesează. Am spus și copiilor, literatura dezvoltă imaginația, întâlnești fel de fel de situații pe care, nu? Da. Muzica la fel, dezvoltă sensibilitatea și... Da. Și avem nevoie, cumva... Nu se poate fără sensibilitate, fără gânduri frumoase, nu se poate. Nu, e ceva, nu știu, cred că am observat... oamenii devin preocupați de subiectul ăsta al unei vieți mai al dezvoltării personale în general, dar
La maturitate. La maturitate, 30 da. De ani începând, Da. dar și de fapt acolo ajung la unele concluzii, la compasiune, Da. la îndemnul, la o viață mai liniștită, poate, la introspecție. Da, dar după, după o perioadă de agitație și da, de... Da, da, am observat și ajung, eu. Dar da. Muzica și arta în general și ceea ce a spus, faptul că prin educația artistică oamenii ajung la o... le dezvoltă sensibilitatea oamenilor. Și gândurile sunt mai frumoase. Gândurile sunt mai frumoase, da. Sunt mult mai frumoase. Ajungi, e de fapt o altă cale de a ajunge tot acolo. Tot acolo. Unde oamenii ajung, dar din inerție, din inerție, altfel. Așa este. Da. Așa este. La pian mai cânti, Ancuța? Când mai am timp, mai cânt. Mai cânti? Da. Mai știi să cânti? Mai știu, puțin mai știu. Nu, o să spunem acum, adică mai știi. Pentru că la un instrument, dacă nu studiezi tot timpul, nu că cam se uită, da. Nu se uită, dar nu-ți mai merg degetele. Nu, nu-ți mai merg. Se mai pierd. Merg, muncă tot. Păi e ca la sport. Ca la sport. Ca la sport. Da, ca din la sport. Punctul ăsta. Bine, ca și la sport. Sportul adevărat se face cu creierul, nu, da, nu neapărat exact, cu... Exact. Așa și dar... la muzică, te rog. Da. Dar mă referam la faptul că da, e vorba da, trebuie despre... exercițiu. Trebuie permanent. Exercițiu. Trebuie exercițiu și permanent. Corpul are ceva de făcut aici. Te-aș fi rugat să-mi cânti ceva live, dar n-ai chef, nu? Acum știți că mă găsiți în vacanță. Și n-ai mai studiat. și tinerii, cum sunt și eu, așa. În vacanță sunt cam leneși. Cam leneși, n-ai mai studiat, nu. Nu, nu îndrăznesc să mă cânt ceva acum. Fără mi-aduc aminte, aveam un prieten, pe Lucian Țugui, un pianist foarte bun. Și într-o zi am spus, Lucian, hai cântăm și mie ceva. Dar nu te supăra, n-am studiat de 3 zile și eu ca un, să mă scuzi, eu ca un măgar nestudiat nu cânt. N-a vrut să-mi cânte mie. Eram la o școală, predam amândoi da. La o școală. Deci, într-adevăr, studiu permanent, foarte fără studiu, da, da, nu cânt, că nu vreau să mă fac de râs, nici să enervez exact. Auditoriu. Exact. Da, așa este. Trebuie foarte multă muncă. Spune-mi, în ce operă ai vrea să joci prima dată? Că probabil o să ți se dea. Rămâi în Brașov? Ai de gând să rămâi la Brașov după ce termin conservatorul? Încă nu m-am gândit unde rămân, sincer. Vreau să rămân la master la Brașov, asta știu. Da. O să văd după aceea. Cred că o să mă mai gândesc pe parcurs. Ai vrea să pleci în străinătate? Aș vrea și să plec și să cânt în străinătate. Eu am o prietenă cu care chiar am făcut o emisiune online pe Simona Mihai, e cântăreață de operă, este de vreo 20 ceva de ani plecată în Anglia, a cântat pe toate scenele din lume. Găsește emisiunea cu ea pe internet. Foarte bună cântăreață de operă, foarte mare artistă și mama ei scriitoare, sunt niște persoane, avem oameni de mare calitate. Te-am întrebat dacă vrei să pleci, păi da, și la opera de la București e nevoie de oameni de foarte bună calitate, așa. Să știi. Da, chiar așa e. Uite, am fost la mormântarea unei prietene, doamna pictoriță, soțul ei a fost prim solist balerin la operă, domnul a murit, Adrian Gheorghiu, băiatul ei tot prim solist la operă, Alin Gheorghiu, și în biserică niște domni tineri care cântau. Dar cântau excepțional și spuneam soțului, uite-mă ce înseamnă, eu mă gândeam că sunt angajații bisericii la cimitirul Belu. Uh-huh. Și am întrebat pe Alin, măi, cine-s băieți? Sunt de la operă, mă, băieții ăștia. Mai cântă și ei pe aici, pe acolo, de mai câștigă un ban. Dar niște voci superbe! Noi avem și încă opera, să știi că încă mai funcționează. Dacă tu pleci, Simona a plecat, Gheorghiu a plecat. E adevărat. Iar mai rămâneți și pe acasă, pe la noi, să reînviem activitatea de la operă, când era Herlea, când era Ohanesian, când era Arta Florescu, tu nu... Da. Era, noi ne băteam pe bilete la operă. Bunicul meu îmi povestea. Știu despre ce vorbiți. Și chiar mi-a plăcut. Într-o seară ascultam marea Luceafărului din Tannhäuser, al lui Wagner, dar cântată groasnic și îl sun pe maestru Herlea, Dumnezeu să-l odihnească, și spune, maestre, deschide televizorul pe canalul cu tare, e unul care cântă îngrozitor, Tannhäuser. Spune, da, îl știu cine este, mă rog, mi-a spus cine este. Am mai zis, dar se poate, din păcate, dragă, acum se poate orice. Oh, e adevărat. Păi, dar nu mai vreau așa ceva. Vreau ca opera să revină pe... Noi am avut cântăreți imensi de opera. Așa. Am făcut două emisiuni, am cu Herlea și un englez,
trimis la noi la televiziune, mă roagă să traduc, pentru că are o stimă deosebită spre, față de Herlea, și să se știe ce a vorbit, că vorbeam în românește, îți dai seama. Hai că trece timpul și, din păcate, timpul e limitat, vezi, aici nu putem să facem nimic. Emisiunea are cât are și trebuie să ne cam oprim ca să punem piesele tale, dar sper că ne mai inviți pe la tine. Că vreau cu drag. Da? Și nu mi-ai spus în ce operă ai vrea să debutezi, totuși, ca artistă consacrată de operă. Te-ai gândit deja? Am câteva opere în care știu că la un moment dat, în parcursul meu de artist, aș vrea să cânt. Dar la prima, cred că Suzana. Nunta lui Figaro. Nunta lui Figaro. Dar mai, vezi, Mozart e totuși accesibil, deși e stilul lui pe care nu poți să-l, dacă transformi stilul lui Mozart, nu mai, mai bine nu te mai urci pe scenă, dar nu e greu de cântat totuși, păi, din punctul tău de vedere, tu poți să faci față foarte bine acestui rol. E pentru un rol, pentru început. Pentru început. Trebuie să fim și realiști totuși. Pentru că mi-ar plăcea să cânt Lucia acum, dar nu am cum, nu pot. E, las-o pe Maria Callas, da? Da. Las-o, da. Multe se pot vorbi în această emisiune, dar mă bucur foarte mult că după 2-3 ani, 3 ani sunt, nu? De când ne-am văzut. Cred că da. În sfârșit ne vedem, în sfârșit îmi dai o veste că, uite, în curând o să apară și cea de-a doua carte a Ancuței. Sper că în curând. În curând. Nu știu. Bineînțeles că o să venim la lansarea cărții, nu? Dar. Hai să ne inviți categoric. Normal. Și dacă am să pot să fac ceva cu cititul a câte 5 minute din cartea ta în fiecare zi, am să fac, să știi, mi-ar plăcea. Și mi-ar plăcea. Foarte mult. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc mult pentru prezență și acum, stimați telespectatori, să o ascultăm pe Ancuța cântând. O să vă placă foarte mult. Succes, Anca, în continuare. Mulțumesc. Și să dea Dumnezeu ca să fie cursurile așa cum trebuie la facultate, să nu mai stăm acasă cu laptopul în mână, să ne stricăm ochii. Nu? Adevărat. Adevărat. Da. Felicitări, succes, Anca. Mulțumesc frumos. La revedere, stimați telespectatori. Voi interpreta aria Destinei in Uomini Soldati din opera Così fa tutte de Mozart.
Maria Suzane din operele noastre de Figaro de Mozart.